Punctul B. Spune așa. M perpendicular cu AC, unde C egal cu MB. MN să fie paralel cu AC. MN, Adri, MN să fie paralelă cu AC. Unde C a fost punctul din desita lui M. Da. Trebuie să arătăm că MN este paralel cu AC. Unde C este egal cu MB, intersectat cu MB. Bisectoarea, prelungirea bisectoarei. Așa. Deci bisectoarea C care nu s-o adea așa, am prelungit-o și o tăiam într-un punct C. Cum arătăm noi că două drepte sunt paralele? Păi da, ce bine ar fi dacă am la ăsta unghiuri alterne, interne, alterne, externe. Una din cele e o pereche. Da. Asta ar fi. Deci acum ne focalizăm atenția pe cele două drepte. Vezi? Aici desenul meu nu sunt paralele, că n-am fost eu riguros. Da? N-am dus bisectoarele cum trebuie. Nici. Probabil că asta nu e bisectoare la mine. Un pic mai așa trebuie. Da, în sfârșit. Da. Lăsăm așa. Da. Chiar că e bine faptul că nu ne-a ieșit din construcție, înseamnă sunt două drepte și acum, ca să fie paralele, trebuie să găsim o secantă pentru astea două drepte. O secantă, cum ar fi asta. Sau o altă secantă, cum ar fi asta. La da, așa am zis. Da? Sau, mă rog, mai căutăm secante și să găsim din raționamentul, din problemă, urmărind problema, perechi de unghiuri care să fie una din cele opt perechi. Da. Și atunci vă obligă pe drept trebuie să fie paralel. Hai să ne focalizăm atenția pe următorul lucru. Să o luăm pe asta, pe NA secantă. Da. O prin la NA. Pentru ca să fie paralele, ar trebui să găsim pentru aceste două drepte, fie că unghiul ăsta cu ăsta să fie congruente ca să apară ele alterne interne, da? Da. Fie unghiul care? 2. Mă rog, unghiul 2 de aici, dar e format de ăsta alte paralel. Nu mă încântă. Eu am în minte doar pe ăstea. Și secanta. Ei, trebuie să prelungesc aici și sunt mai multe unghiuri care apar aici. Nu-i mă depărtez de figură. Deci cel mult, dacă aș fi să mă gândesc cu secanta asta, cel mult mi-ar fi la îndemână unghiul ăsta, care deja nu a apărut din problemă, cu unghiul de aici. A apărut și el, ca urmare a faptului că am dus bisectoarea asta. Ia să vedem noi aici o chestiune. Cine e atent acum să spun? Pentru situația când am dus bisectoarea, ea poate să fie pentru aceste două drepte privite ca o secantă. De acord? Și unghiul N2, atenție, unghiul N2, cu care unghi este, în condițiile în care astea sunt paralele și lucruri știu de noi, paralele, și asta este bisectoarea drept secantă. Ce părere aveți de unghiul N2? Cu care unghi? Citiți-mi prin trei litere. Deci, pe N2 l-ați înțeles, da? Da. N2. Cu care unghi este în mod sigur congruent? Cu M-A-C. Cu M-A... M-A... B. M-A-B sau M-A-N, ca să mă duc da, până da. Aici. Din ce motiv? Că astea fiind paralele, o secantă, cum a fost dusă bisectoarea, în parte, nu, determină unghiuri alterne interne și sunt și congruente. Deci asta aici pot să spun
Tot doi. Tot doi unghiul ăsta, da? Deci, unghiul M, A, N este cât A, N, C. 2. Dar în figură, din faptul că așa stai dusă bisectoare, unghiul 1, N1, cu cine este congruent? N1 care e până aici și N2 în partea asta. Ducând bisectoarea unghiului, N1 e congruent cu? N1 e congruent cu N1. Păi ce face bisectoarea unghiului în baie? În partea unghiului 2. În partea unghiului 2, două unghiuri congruente. Păi N1 până aici, cu care unghi este AD? Cu N... Nu. N1... Cu N2. Cu N2. Atenție, da? Deci N1 e cu N2. Iar N2 e congruent cu ăsta din A2. Da, din motive și... foarte precise. Că fiind paralele și asta secantă, ele capătă calitate N2 și cu A2 de alternă internă. Și N1 e congruent cu A2. Și N1 e congruent cu A2. Și dacă N1 e congruent cu A2... Înseamnă că trebuie... Zi. N, M, A... Triunghiul N, M, A este triunghi isoscel. Iată o chestiune importantă. Că triunghiul N, M, A este triunghi isoscel. Bun. Nu știu dacă îmi folosește, dar este o achiziție, o idee pe care am prins-o în momentul de față din tatonarea aceasta făcută. Că s-a întâmplat acest fenomen, încă o dată, datorită faptului că am dus bisectoare, pe ea o surprinde ca secantă, taie pe astea două paralele știute în două puncte, în N și în A, și în condițiile astea, unghiul N2 este cât A2. Și cum N1 era cât N2, înseamnă că N1 e cât A2 și atunci, în dată, pot să spun că triunghiul MNA este un triunghi. Mâna A este ce fel de triunghi? Triunghi isoscel. Ai zis bine? Da. M, N, A. Da. Hai să gândim și pe partea cealaltă. Am mai făcut noi un lucru. Am dus bisectoarea așa. Din M plecând. Și o tăiat bisectoarea unghiului N, M, A. Și tai și bisectoarea asta... Să facem și M și A. Să zicem... Dar mai întâi trebuie să dăm... Pe Iisus. Ia să vedem, Adi. Ce face bisectoarea asta? Împarte unghiul în două părți egale. Adică M3 cât M4, da? Da, da. Pe de altă parte, M4 de aici, M4 până unde ține? Până la M ce? Din, nu? Da. Hai să-l arăt așa. Ăsta e M4 și ăsta e, numai până aici, este M3. M4 cu cine ar fi congruent? M4 cu N2. Nu. M4. M4. Cine îmi spune cu cine este congruent M4? Cu C2. M4 cu ăsta de aici ar fi congruent. Cu B. Cu ce? Din ce motiv? Ăsta paralele. Asta e secantă bisectoarea și depinde alterne interne. Deci nu N2. N2 se referă la unghiul de aici. Da, înțeleg. Ce ăsta de aici, să-l zicem cu C1. Deci C1 e unghiul M, C, N. M, C, N este cât A, M, C. Da? M, C, N cât A, M, C, din cauza că aceste două apar de o parte și de alta secante, care e bisectoarea, și se cheamă alterne interne. Deci M4 e cât C1. Pe de altă parte, C1, M4 cu cine era congruent M4? Cu? Cu M3. Cu M3. Din ce motiv M4 cu M3? Pentru că era MC bisectoare. Da? Deci M4 cu M3, fiindcă e bisectoare. Și atunci,
Încă o dată. M4 cu C1, iar M4 cu M3. Cum este M3 cu C1? Sunt corespondente. Nu. Sunt congruente. Da. Insist. C1 cu M4. M4 cu M3 nu înseamnă că C1 e cât M3? Da. Și dacă C1 e cât M3, ce fel de triunghi este MNC? Isoscel. Isoscel. Și dacă isoscel, cum este MN cu NC? MN cu NC. Congruente. Congruente. Dacă într-un triunghi isoscel, unghiuri la bază sunt congruente, laturile sunt congruente. Da. Și dacă laturile sunt congruente, iată, am arătat că MA, atenție, MA este cât MN. Am spus așa mai devreme. Că MA e cât MN când am vorbit despre bisectoarea adusă așa. Pentru că triunghiul MNA n-a fost discutat de noi mai devreme și am zis că triunghiul isoscel, fiindcă M1 a fost cât A2, am depășit problema în prima parte. Am gândit așa. Mai rea încă o dată. Dar să finalizez aici. Deci, triunghiul MNA este isoscel pe argumentația făcută. Înseamnă că MN este cât MA. Pe de altă parte, triunghiul MNC, mai devreme discutat, este și el isoscel. Da. Înseamnă că MN este cât NC. Da. Și dacă NC e cât asta, iar asta e cât MA, cum este NC cu MA? Paralele. NC cu MA sunt congruente, mei copii. Deci asta e cât asta și asta e cât asta, nu înseamnă că este două sunt. Da. Congruente de aceeași măsură. Da? Deci iată-ne că până în clipa asta, discutând despre problema aceasta, am reușit să arătăm că NC e congruent cu MA. Da. Da? NC e congruent cu MA. Am să le fac figura că aici am tot dus liniuții și s-a încărcat. Dar haideți acum să fim mai riguroși. Și după ce am discutat în mare, deci asta a fost figura, dreapta mic și pe mic. Ducem bisectoarea. Acum știm ce minunie se întâmplă asta, trebuie să fie cât asta, nu? Am văzut. Ca să fie clar cum duc bisectoarea. Aici am notat cu punctul M. Faceți și voi din nou figura, da? Da. M. Aici e punctul A. Locul unde bisectoarea dusă din M taie pe B. Este această bisectoare. Pe de altă parte, M-N, am văzut când duc bisectoarea din M, trebuie să tai așa pe undeva, încât asta să fie cât asta la altă, da? M-N să fie și cât A, C. Iată bisectoarea adusă. Taie în punctul C. B este punctul de aici. Noi am arătat că aici, în punctul B, unghiul ăsta de câte grade este. Am arătat sigur. Deci voi, când ați dus secanta copii, luați în compas măsura lui mână, aceeași măsură aici și aceeași aici. Sau dacă vreți cu liniuța măsurați. Și nu notați în punct A, în punct C aici. Și nu rămâne decât să uniți pe N cu A, M cu C și acestea sunt bisectoare, ca să fie cât se poate de clar. Da? Din ce am gândit mai devreme. Și acum, noi trebuia să arătăm că M, că AC, da, AC, e paralelă
AC e paralelă cu cine? Cu mână. Cu mână. Dacă am fost riguroși, după discuția purtată, chiar așa se întâmplă. Chiar este paralel. Din coace, nu ne-a ieșit și ți-am încărcat. Discuția a fost mai greu. De nimic am reacționat pe ea și ne-am dat seama ce lucru important. Haideți să ne amintim. Am notat parcă aici 1 și aici e 2. Nu 1, nu 2 parcă, nu? Da. Deci nu 1 și nu 2 de desubt. Aici parcă 3. Da. 3 și nu-i face 4. Aici am notat... Că am notat 1. Aici la C. Am notat cu cine? Cu 1 aici, nu? Da, și la 1. A, 2 parcă. Așa. Unghiul de aici. Să remarcă. Adi, aș vrea să conduci tu raționamentul la tot ce am făcut ca discuție verbală, că după ce discutăm încă o dată și clarificăm paralelismul, trecem să redactăm. Dar acum să începem așa. Am dus bisectoarea... Bisectoarea e în... E în A. Da. M, a spus că e congruent cu MC, că e între... Nu știu, să ajungem acolo. Stai, să ducem cu raționamentul, cum am povestit eu, povestești tu acum. Tindu-s o bisectoare, ce face unghiul ăsta? Ce s-a întâmplat cu unghiul ăsta? Îmi poate unghiul în două puțin. Adică unghiul N1 vorbește cu N1 e congruent cu unghiul M2. Bun. Mai departe. Cum dreptele au fost duse paralele, A paralel cu B. Bisectoarea asta apare în calitate de secantă. Da, Adi? Da. Bisectoarea dusă intre, este în calitate de secantă și, fiind în calitate de secantă, hai. Fiind în calitate de secantă, M3 congruent cu M4. Nu, M3 cu M4 vine din cauza bisectoare, da. Dar acum, dacă astea sunt N2 congruent paralele și asta este secanta, atunci M2 congruent cu A2. N2 cu A2 în ce calitate sunt congruente? Alterne interne. E alterne interne pentru paralele și secanta asta, da? Da. Deci, N2 e cât A2. Iar N1 cât N2. Da. Ce înseamnă de aici dacă N2 cât A2? Atunci A că e paralel cu M1. Nu, n-am niciun paralelism încă. Păi n-ai zis că dacă aflăm o pereche de unghiuri. Păi da, care sunt unghiurile? Deocamdată nu m-am dus la secanta asta. Deci nu m-am dus la paralelele acestea de o secantă luată. Nu, n-am reușit. Haideți. M4 e congruent cu... Nu, M3 e congruent cu... Asta mă gândeam trei lângă, de ce fugi de lângă problema mare? Adi. Vedeam încă o dată problema. Am dus bisectoarea. În parte unghiul ăsta a doua, da? Da. Nu unul cât nu doi. Și N2 cât A2. E de altă parte. Paralele fiind acestea, acum drept secant o văd pe această bisectoare, NA, care bisectoare, care secantă pe două paralele, pe două drepte paralele, vor determina toate cele 8 perechi de unghiuri congruente. Și N2-ul, care este unul din unghiurile obținute ca urmare a secantei ce taie pe cele două paralele, cu cine este congruente? Cu M4. Cu A2, ma. Da, cu A2. Ce crezi cauza M4? Secanta e A, N-A. Deci, ce trebuie secanta cealaltă?
Deci, atenție multe că, Anca, ai și tu să participi, da? Deci avem așa, dreptele paralele și secanta asta trebuie să o vedeți copii, secanta bisectoarea. Exact. Și două drepte paralele tăiate de o secantă formează toate perechile, printre care se sezăm noi ca acum, avem pe aceste două, surprinse ca alterne interne. Și îmi permit să spun că N2 este cât? A2. Alterne interne. Ca alterne interne. Bun. Și din ce rezultă? Acum. Că triunghiul... Nu. Să lăsăm, să lăsăm. Deci faptul că N1 cât N2, N2 cât A2, eu cu tine, tu cu el, ce înseamnă între mine și el? Transitivitatea, e legătura. Dacă N1 adi cât N2 și N2 e cât A2, cum este N1 cu A2? Haideți că e prea simplu ce să mai spun. Păi asta vreau să spun. O repetăm a doua oară. Haideți! Da. O posesc și eu dacă voi nu mă ajutați. Da. Știți că trag așa. Și dormiți. Da. Ce nu înțelegeți? Am povestit așa și acum refac figura și acum... Hai să o relungă doar încă o dată. Că trebuie să mă ajutați. Oricât bunăvoința m-aș avea eu, dacă voi nu participați și nu... Încercați, chiar dacă e o trăznaie, mă modificăm. Dar dacă stați să vă uitați așa la mine, eu știți... Nu pot să conduc numai eu, că atunci lecția nu-și atinge scopul. Încă o dată spune. Să dau două drepte paralele. Ducem bisectoarea asta și cealaltă. Acum m-am hotărât. Fructific doar prima bisectoare. Bisectoarea dusă din vârful N pentru încă acesta. Și eu drept secantă, ca să ei să înțeleagă. Sigur că da. Și în clipa asta, calitatea ei din bisectoare mi-a împărțit unghiul în două unghiuri congruente. De-aia am notat cu N1 și N2 ca să fie mai ușor de referit, să mă refer mai ușor. Deci bisectoare fiind a unghiul acesta, N1 e cât N2. Corect. Păi de altă parte, și acum e momentul foarte frumos al problemei. Că e că această bisectoare pentru cele două paralele despre care știu, îi devine secantă și imediat furnizează perechi de unghiuri. Și atunci, N2-ul cu A2, ca fiind alterne interne. Mă interesează foarte mult. Și unghiul E1 e congruent și unghiul A2 pentru că sunt congruente. Păi da, dacă ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta înseamnă că ăsta cu ăsta. Da? Este transitivitatea, e legătura prin el. Deci el cu ăsta, 1 cu 2, 2 cu 2, 1 cu 2 de aici, da? Da. Și atunci triunghiul N, M, A, ce fel de triunghi este? Isoscel. Și fiind isoscel, latura asta... M e congruentă cu MA. Corect. Asta când am plecat cu bisectoarea de aici. Să plecăm acum cu bisectoarea din vârful M. Vlad, tu conduci. M-B. M-B. M-B, da. M-B. E bisectoare. Rezultă că M3 e congruent cu M4. Corect. Deci bisectoare fiind M3 egal cu M4. M4 cu C1. Stop. Dar această bisectoare o privim ca fiind secantă pentru paralelele acestea, despre care știu. Da. Și atunci, fiind secantă, pentru două drepte paralele, toate cele opt perechi de unghiuri, două câte, fiecare pereche în parte privită, unghiurile vor fi congruente. Da. Și acum, aici, pentru paralelele acestea și secanta asta, în ce calitate privești tu pe unul din unghiuri de M3 sau M4 cu ăsta din C1, cum am notat eu? Pentru paralele, de la secanta asta. Cine? M4 cu C1 și M3 cu tot cu C1 congruente. A se ajunge, da? Deci, la terne interne.
Deci M4 cu M1 că alterne interne. Și M3 3 cu M4 din cauza că se poate și M3 cu C1. Așa. Și dacă M3 e cu C1, înseamnă că mână e congruent cu MC și triunghiul MC e social. Deci mână e cât și asta. Da. Iată că acum mână e cât asta, cât MA, mână e cât MC. Înseamnă cum este MC cu mână? Congruente. Congruente. MC cu MA sunt congruente, pentru că aceeași lucru se întâmplă. MA e cât mână. De acord? Da. MC e cât mână. Înseamnă că MC este cât MA. A, nu? MC este cât MA. Adică asta e cât asta. Asta e cât asta. Înseamnă că asta de aici e cât asta. Deci, mă, a, e cât mă, ce. Dar n-a făcut problema. Nu. Noi ni se cere să arătăm că dreptele acestea sunt paralele. Să ne alegem o secantă. Da, să ne alegem o secantă și să putem dovedi că unghiurile... Să alegem pe noi sau să încercăm. Da, te gândești, nu? Da, să încercăm cum. Bun, hai să ne străduim la NA. Și pentru NA, secanta și pentru ăsta, ce bine ar fi dacă ai rătat unghiul, te-l fac așa cu unghiul ăsta. Ți-ar place să reușești unghiul ăsta? Da. De ce ți-ar place? Facem unghiul. Unghiul MNB și... Nu, fie unghiurile MNB și unghiul... A, deci atent. Ne-am focalizat atenția pe unghiul N1 cu A1, să zic așa. N-am uitat cu 1 și eu pe ăsta. Dacă tu o să arăți că N1 e cât A1, atunci pentru cele două drepte, secanta asta le va obliga, fiind unghiuri congruente și alterne interne, nu? Pentru dreptele acestea în interiorul dreptelor și asta fiind alterne interne, le va obliga să fie paralele. Că așa mi-ai propus. Vreau secanta NA, ai spus. Da. Și dacă secanta NA, înseamnă că ăsta ar fi două unghiuri. De ce m-a oprit la ăsta? Pentru că N1 este deja din figură. N1 este din figură. Și a apărut și unghiul A1 aici din figură, deci astea două unghiuri să arătăm că sunt congruente. Cu alte cuvinte, dacă am reușit să arătăm N1 ăsta, cu cine mai este congruent? N1 cu A2. N1 e cu N1 cu A2. Da. Am spus așa, da? Da. De ce N1 cu A2? Pentru că și N2 e congruent cu A2. Așa. Și N2 cu A2. Deci N1 e și cu N2, dacă vrei, da? N1 e și cu N2. Acum, a arăta că N1 e cât A1 de aici, e de parcă aș arăta că A1 e cât A2. Pentru că N1 e cât A2 știut de noi, am vorbit, că e un isocel. Da. Deci dacă am arăta că A1 este cât A2, ar fi problema rezolvată, pentru că în condițiile astea A1 ar fi cât N1 și paralelismul ar fi obligat datorită secantei de care am vorbit. De acord cu asta, da? Da. Da. Cum să arătăm că N1 este A1 cât A2? Cum să arătăm? A unui cât a doi. Păi nu putem să facem unghiurile MNB și unghiul... Vreau neapărat, adică să reușești să arăți unghiul A1 e cât A2, că aici am îngrămădit problema. Păi fi unghiul... Dacă ai prim... Acum este povestea. Până acum, când arătăm două segmente, că sunt congruente, când arătam noi cu două segmente sunt congruente, căutam două triunghiuri
în care se intre segmentele. Iată ne-am acum să dăm puși în situația să vedem că două unghiuri sunt congruente. Și acum zice, dacă le-aș privi, dacă le-aș surprinde două triunghiuri și triunghiuri ar fi congruente, atunci problema ar fi rezolvată. M, B, A. Da, așa vreau. M, B, A. Și A, B, C. Da. Și A, B, C. A, B, C. Ce puteam spune ce trebuie să le două triunghiuri? Că M... Unghiul B e comun. Unghiul B din ori de grade de o parte și de alta, că am arătat mai devreme. Avem de altare. Și... Dacă ai zis bisectoare, mama, deja ai zis că A1 e congruent cu A2. N-avem cum. N-avem cum. Ar fi minunat. Ba, atunci ar fi... Avem doar comun. Un cerc, am intrat într-un cerc vicios, da? Da. Poate nu este alea două triunghiuri care să ne prindă, alte două triunghiuri. Că nu degeaba am muncit eu și am arătat că latura asta e cât asta. Am arătat chestia asta. Atunci să luăm un triunghiuri care simt odată latura asta. M, A, N, excelent. Și E, N, B. Și A? E, N, nu, E, N, C. E, N, C. Da, corect. Deci M, A, M, A, N și E, N, C. Cele două triunghiuri au pe A necomună. Da. Unghiul ăsta, unghiul MC e congruent cu MA. Unghiul MC, nu ăsta, dreapta MC. MC cu MA. Da. Foarte bine. Deci au latură, latură, asta comună. Suntem în cazul latură. Unghii îmi trebuie neapărat. Ăsta de aici te explică ăsta neapărat. Și gata. Păi este. Este, pentru că e alternă, sunt alterne interne. Deci avem latură, unghi, latură. Atunci triunghiul de aici este cât triunghiul de aici. Și triunghiurile fiind congruente, ajung să constat că în triunghiuri congruente, la laturi congruente, se opun unghiuri congruente. Bună, la latura asta se uită unghiul A2. Iar la latura de aici, MC, se uită unghiul A1. Da. Și cum laturile sunt congruente și unghiurile care se uită sunt congruente. Și atunci am arătat că A1 e cât A2 și s-a terminat problema în clipa asta. Da. Dar, vedeți, am analizat destul de mult. Băteam, că mi se părea că bat din câmpii când am arătat laturile alea că sunt congruente. Ne-au folosit laturile congruente? Da. Și acum de foarte important, că numai așa, dacă am știut că M, A, e cât N, C, am putut să mă gândesc la triunghiul ăsta tot, cu triunghiul ăsta de aici, care triunghiuri sunt congruente, pentru că suntem în cazul latură, unghi, latură, și în două triunghiuri congruente, la laturi congruente, se opun unghiuri congruente. Și unghiul A1 e cât A2, iată-o, în clipa asta, dacă A1 e cât A2, înseamnă că A1 de aici va fi cât N1. Știți de ce, nu? Pentru că A2 era cât A1 din cauza că triunghiul este isoscel. Iată, adică unghiul de aici este cât unghiul de aici. Și atunci, cu secanta NA, pe care ai vrut totuși să o luăm, pentru dreptele MN și AC, au fost bun. Ele sunt alterne interne și le obligă să fie paralele, da? Tot atât de bine mergea și problema dacă mergeam pe secanta MC. Da. Tot atât de bine. Am mers prin sectoarea asta și lucram mai și cu lucrurile astea. Deci mergea și în felul ăsta. Acum se redactăm. Haideți să redactăm că... Fie triunghiurile M, N, A sau M, A, E și triunghiul e în acel. Deci care e triunghiul? M, A, N. M, A, N, da. Și A și E în acel. Bun, dar dacă luăm pe cele, n-avem pe M, A, cât N, C. Trebuie să redactăm și partea asta, cum am ajuns noi, că M, A, cât N, C. Păi da, de, nu luăm de la sfârșit să redactăm. Mai avem și de 7 stele. Hai! Păi, eu ce să vă spun? Dacă la asta de 3 stele... Nu ne descurcăm, păi la 7 stele? Păi haideți să începem. Prena
Așa, mă, haideți de acolo. Demonstrația, da? Demonstrația. Miruna, te rog să vorbești tu. Hai. N-A-E bisectoare. N-A. Bisectoare. Pentru cine? Pentru ce unghi? Pentru unghiul M-N-C. Pentru M, M, C. Rezultă că N1, măsura lui N1. Măsura lui N1. Hai să zicem mai scurt, N1 e congruent. Da. N1 congruent cu N2. Cu N2. Bun. N1 congruent cu N2. Acum o să vedem că... Cum A și B sunt paralele. Așa. Cum A, B. Cum A paralel cu B. A paralel cu B. Ce, toate 8... Da, secanta, trebuie secanta. A, secanta M. N. N-A. Păi ca să fim în exercițiu, m-am apărat. Păi da, nu ne ducem, ne ducem pe M, da. Ce, la altă secantă. Ne ducem pe M. Asta care o avem acum, ca să părăsim, ne ducem la alt colț, pe urmă. E data viitoare, pe ce? Vom pe ea secantă. Deci obligatorie secanta asta. Deci cum A paralel cu B arde, te rog pe tine continuu. Deci A paralel cu B rezultă... Nu, 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 și secanta care am zis secanta. Și secanta M... N. N, C, nu. N-A. Așa, N-A. Păi vezi, neatent, de ce te-am pus? Da. Te-am văzut că ești neatent și te-am pus în situații delicate. Vă rog tare mult, fiți în problemă, că oricât m-aș strădui, câtă vreme nu participați, n-am cum să... Să vă ajută. Încă o dată, deci suntem concentrați pe raționamentul pe care ne-l furnizează, mergând pe bisectoare. Da? Deci avem N-A bisectoare. N-A secantă. E și așa, da. I-am bătit unghiul în două și am tras concluzia asta, da? Și acum, AB paralel și N și A secantă. Acolo rezultă că două paralele de o secantă determină toate unghiurile congruente, perechi de unghiuri congruente. Și o să avem N2 congruent cu A2. N2 congruent cu A2. Cum sunt azi? Ia uite-te. Alterne interne. Alterne interne. Din ăsta două reiese că, uite-te foarte atent, Adi, N1 cu N2, N2 cu A2. Rezultă din toate astea că N1 e congruent cu A2. Deci rezultă că N1, uite cât e de clar, N1 cu N2, N2 cu A2, N1 cât A2. Deci N1 congruent cu A2. Și dacă N1 e congruent cu A2, rezultă că triunghiul... Rezultă că triunghiul M... N-A este isosceles. N-A, triunghiul M-N-A, isosceles. Și dacă este triunghi isosceles, rezultă? Rezultă că M-A e congruent, nu. Da. M-A. Da, cu. M-A congruent cu cine? Cu N-C. Nu, cu mână. Cu mână. Pentru că la bază sunt congruent, da. Latul pe care formează, nu? Deci M-A cu? Mână. Ana, Anca. Plecăm pe cealaltă bisectoare. M-B bisectoare. Ce înseamnă că M-B bisectoare? Înseamnă că M-B... Bisectoarea cărui unghi trebuie să menționăm? N-M-A. M... N... M-A. M-A. Și rezultă de aici că M3 congruent cu M4. M3 congruent cu M4. Da? M3 cu M4. Și dacă... Și cred că s-o putea... Nu, că nu. Cu A paralel cu B... Nu, 3 nu. Așa. Cum A paralel cu B... Și secanta care este? Care e secanta? Secanta MC. Vlad. Secanta este? MC. MC. E bine și MC. Da, dacă e pe lungimea.
și MC. E bine chiar așa să o luăm, MC secantă, ca să vedem cum de pe deapă. MC secantă. Acolo din toată asta, ce rezultă? Dacă avem AB paralel și MC secantă. Rezultă că M4 e congruent cu C1. Așa, mă. M4 congruent cu M1. Cu ce unul foarte bine. Și alterne. Da? Și dacă M4 congruent cu C1, atunci și M3 congruent cu C1. Uite, vezi că declară M3 cu M4, M4 cu M1. Înseamnă că M3 cu C1. M3 congruent cu C1. Și dacă sunt congruente unghiurile M3 cu C1, ce poți să spui de un anumit triunghi în care sunt unghiurile astea? Mână C, sigur că da, triunghiul. Mână C este isoscel, deoarece M e congruent cu NC. Mână C, isoscel. Și din cauza că isoscel, din cauza unghiurilor. Da, da. Și din cauza că isoscel, rezultă că laturile. MC, nu. MN congruent cu MC. Da. Da? MN cu MC. Da. Și hai să le punem una sub alta, sub MN congruent cu MC, pun și că MN, rezultată din înainte, MN congruent cu MA. Da, rezultată cu și MC congruent cu MA. Înseamnă congruența... MC congruent cu MA. Deci MC congruent cu... MA. Dacă MC congruent cu MA, iată un rezultat excelent pe care l-am acum la dispoziție. MC cu MA și cum MA e comună, și cum unghiurile astea sunt alterne interne, îmi dă dreptul să mă concentrez pe triunghiurile. Fie triunghiurile, acum le cum spre așa. Judecate. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile care? N-M-A. Și triunghiuri N-A-C. N-A-C. Cele două triunghiuri au? Păi, R la latură comună. N-A comună. Da. N-A comună. Latură comună. M-A cu vântul tandemat. Da, da. A cu M-C. Nu, M-A cu M-C. M-A cu M-C. Avem aici. M-A. Da. Așa și N2 cu A2. N2 congruent cu A2. Din ce motiv? Pentru că am demonstrat... Nu l-am demonstrat. De ce N2 cu A2? Alterne interne. Asta e important. Alterne interne pentru... Pentru paralele AB, nu? Da, secantă. Și secanta e MA. Păi, alterne interne. Și din cauza conform cazului de congruență latură, rezultă că și toate elementele celelalte sunt congruente. Adică NM congruent cu NA. Care ar fi? Asta cât asta am văzut-o, nu? Asta e comună? Adică mână cât la C. Da. La până a treia, cu a treia. Dar pe mine interesează unghiurile astea. Nu? Care un unghi intră în triunghiul ăsta și celălalt intră în triunghiul celălalt. Da. Și înseamnă că A1 e cât A2. Fiindcă A1 se uită spre latura de aici, A2 se uită spre latura asta altă. Deci A1 e congruent cu... Unghiul A1 congruent cu A2. Dar... Da, A2 era cât N2. Da. Știam de asta că A2 cât N2. A2 congruent cu cât a spus cu N2. N2, da. Din cele două... A1 congruent cu N2. A1 congruent cu N2.
și a 1 congruent cu 1 în 2 sunt privite ca alterne a 1 cu 1 în 2. Alterne externe. A 1 cu un 1 trebuie să mă duc. Da. De ce cu un 1? Că cu un 2 e drept, dar un 2 e cât un 1. Corect. Da? Deci pot să-mi spun de desubt aici, un 2 congruent cu un 1. Și atunci înseamnă că de aici pot să spun A1 congruent cu M1. N1. Deci rezultă că A1. A1 congruent cu N1. Congruent cu N1. Și ele sunt privite A1 cu N1. Alterne interne. Sunt privite ca alterne interne pentru dreptele. Chiar să spun. Sunt alterne interne pentru cine? Pentru pentru dreptele. Mână și apă. Pentru mână și apă. Cu secanta. Cu secanta. E a. Și atunci le obligă pe cele două, fiindcă sunt congruente, le obligă de aici ca mână paralelă cu AC. Mână paralelă cu AC și cu asta am terminat problema. Asta așa trebuie să elaborăm un raționament. Nu-i treabă simplă la geometrie. Dragilor, matematica presupune să avem după noi toate informațiile de până acum. Dacă nu știam ce era tringhisor scel, dacă nu știam ce înseamnă paralelismul a două drepte de o secantă. Dacă nu știam cazul de congruență. Deci în problema asta, iată că am prins tot aproape tot ce am învățat de până acum. Da? Mi s-a cerut, arătați voi că cele două drepte sunt paralele. Și atunci trebuia să surprindem o secantă. Tu ai ales secanta asta. N-am avut nimic împotrivă, dar ar trebui să ne focalizăm atenția, să vedem cum arătăm, cum găsim o pereche de unghiuri, nu așa randala, ci una, o pereche care să fie deja din problemă. Da. Ca să putem arăta congruența. Și a fost așez M1 și iată A1 care a apărut ca o surpriză când l-am unit acolo, dar trebuia dovedit că unghiurile sunt congruente. Și atunci am spus, dacă am reușit să prindem două triunghiuri în care să intre unghiurile acestea, triunghiurile să fie congruente, atunci treaba ar fi rezolvată. Dar cum să putem asta? Când ne-am dus la triunghiul ăsta, nu aveam decât M-A. Avem și unghiul ăsta cât ăsta. De-aia ne trebuia M-A cât N-C. Din pământ, din iarbă verde, ne trebuia M-A cât N-C. Absolut. Da. Și cum să arătăm asta? Păi M-A cât N-C, am arătat pe intermediul lui M-N, care a venit și într-un triunghi, iată isoscel aici, dovedit de noi, în M-N-A, și venit și în M-N-C, din nou isoscel. Aceste lucruri legate, între ele, ne-au permis să ne facem rost de toate lucrurile necesare ca să putem arăta congruența. Deci, eu să repet încă o dată raționamentul, de la sfârșit acum mergând, spunând așa. Vreau să aflat că aceste două drepte sunt paralele. Și atunci, pentru ele, îmi trebuie o secantă. Și dacă voi găsi cu secanta respectivă o singură pereche, în calitate de alternitele, alternitele corespondente, o pereche de unghiuri, din cele 8 care știu că se realizează, să fie congruente, le obligă pe cele două să fie paralele. Și, îndată, cu secanta N-A, adică cu bisectoarea adusă, da, am putut vedea, sau 49. Nu, mai dăm un pic. Haideți să lăsăm. Să duc până la capăt raționamentul. Deci, în clipa în care am văzut că am unghiul ăsta de aici, m-am concentrat să fie ăsta cât ăsta de aici. Dar eu știam că 2 N2 e cât A2. Și mie îmi trebuia
N1 cu A2. Atunci am luat cele două triunghiuri, ați văzut cum am gândit și în final am reușit să arătăm că triunghiurile sunt congruente și unghiurile acelea perechi din triunghiuri congruente sunt tocmai în calitate de alterne interne și dreptele sunt paralele. Da, deci e o problemă frumoasă în care am putut folosi toate, am putut utiliza toate informațiile de până acum. Nu întâmplător v-am spus, haideți să vedem problemele de aici, de la 3 stele, că sunt și aici destul de probleme. Cea de la 4 stele, nu de la 7 stele, o să vedem acum o fugă, să vedem ce ne putem, cum ne pronunța, să o judecăm măcar și să rămână să redactați voi. Da? Că au redactat tot eu, înseamnă că, mă rog, că voi văd că vreți mai să copiați pe tablă și ce fericiți sunteți voi. Hai să închidem și să pornim la cealaltă. 23.